noi folosim sunetele ca să provocăm nucleele din corpul uman să vibreze așa cum ne-am dorit, ca să putem să citim în spatele lor anatomia, patologia diverselor părți din corp. Sunetele care sunt neașteptate produc o stare de anxietate. Problema este că în rezonanță magnetică, când schimbăm secvențele, omul se află în fața unor sunete care se schimbă și sigur că apare o stare de anxietate pentru că nu se așteaptă la ce ar urma. Mă tem să merg la rămână. Este un zgomot care, deși ți se pun niște căști care ar trebui să-l atenueze, se aude destul de tare. Curuială, ca un ciocan lovit de piatră. Efectiv se aude pe creier. Simți că îți bate ceva în cap. Nu pot să fac. Am întâlnit multe persoane care refuză și atunci trebuie să vii cu o poveste care să îl facă pe om să se adapteze la un disconfort. Cred că secretul e linia melodică. Orice linie melodică bună, fredonabilă, te va bine dispune. Și mai mult, oamenii reduc mult cortizolul când cântă și când fredonează lucruri. E un experiment în care încercăm să îmbunătățim experiența de a merge la RMN cu ceva premergător experienței de a merge la RMN. Cred că intenția de a te duce și a modela un sunet de RMN și a-l face plăcut și memorabil sau armonios o să altereze puțin, o să modifice starea pe care o ai dacă ai ascultat înainte. Conceptual este un dialog între mașina de RMN și pacient. Practic se pleacă de la sunetele pe care aparatul de rezonanță magnetică le produce, dar reașezate într-o variantă mai melodioasă, care le face mai prietenoase, mai accesibile. De distractiv și reconfortant. Așa ar fi sunetele aparatului. Am reușit să aleg ritmul de sunete. Creierul cred că l-a interpretat în nota melodiei pe care am ascultat-o înainte. Cred că m-a ajutat chiar în timpul investigațiilor rememorarea refrenului. Mi-am amintit linia melodică și m-am jucat un pic în minte cu cântecelul respectiv. La 5 ore când fac RMN și cred că e prima dată când mi-a și puțin somn. Mă relaxasem mult prea tare.